Deci am aici un offset de 4 inci, 3,95, care pentru Raspberry Pi e normal, dar îl controlez cu un Arduino Due, direct pentru care logica de 3 ca Raspberry Pi. Aici am un termostat cu ceas, imediat, reset. Deci aici am ora, vedeți că se schimbă. Deci temperatura exterioară, etaj, deci un termostat dublu de centrală. Deci s-a schimbat aici, dar n-a schimbat tot. Deci, dacă am nevoie să fac o icoană de instalat robinetul, când vreau să o șterg apar, fac un dreptul în care o șterg exact aici. A fost și aici, fiecare cifră e șters, dar numai în cazul când diferă valorile. Și aici și la secunde. Pun un pătrățel. Destul de simpatic. E vizibil de la distanță. Vedem o dată. Reset. Deci uitați-vă la, aici la, la un după 10 secunde să-mi schimbe minutul. Vedeți că n-a fost prea rău, să zic așa. Același, ca atunci și stinge aleator, după un timp, cam asta.